fie în liniște, în pace, în lumină. Domnule prodecan, domnule secretar de stat, stimați profesori, dragii noștri, într-adevăr ne bucurăm foarte mult că avem această frumoasă întâlnire cu domnul secretar de stat. Și vreau să vă asigur, domnule secretar de stat, că acești studenți sunt foarte activi. Au participat la mai multe manifestări organizate atât de societățile românești în Cernăuți, cât și de misiunea noastră diplomatică. Majoritatea au plecat în tabără. Ia să ridicați mâna sus. Cine a plecat în tabără? Uite câte locuri liberi. Mai mulți. Ia să vă... V-a plăcut la Sulina? Da. Le-ați povestit celorlalți? Da. Acum vor pleca ei. Dar bănuiesc că ați povestit și studenților ucraineni despre acest frumos cadou pe care l-a făcut statul român. Iar acum vă las pe dumneavoastră să vă întrebați pe domnul secretar de stat despre mai multe și despre acele probleme care vă preocupă și în calitate de studenți, și în calitate de viitor profesor de limbă română, și în calitate de români. Este aici ca să vă răspundă și să se întâlnească cu dumneavoastră. Ia să vedem cel mai curajos. Viitorul poet? Da. Ia să vedem. Zi, Victor. Bine, cine pune cea mai grea întrebare, nu pleacă în tablă. Am glumit. Vă rog să treceți peste emoții, să considerați că suntem într-un cadru prietenesc și trebuie să vă comportați prietenește și cu mine. Mă consider prietenul meu. Cât voi vă gândiți, eu transmit această carte, așa aici îmi spune și cultura de aici, cultura o să-i găsim. Dacă v-am gândit, dar uitați și eu mai puțin lucrurile acestea poezii. Vă mulțumesc. Nu sunt întrebări, înseamnă că nu care mergi cu... Da. Haideți să depășim momentul. Spuneți-vă. Domnișoară, ia spuneți-ne ceva despre colegii dumneavoastră. A fost bine la tabăra din Sulina? Foarte bine. Ce v-a plăcut? Ce v-a plăcut cel mai bine? Poate ne dați sugestii. Drumul de apoi nu ne-a plăcut, dar este tot. Drumul. Din păcate, tot ce e frumos se termină repede. Da, sigur, cu siguranță. Bine, asta nu e un motiv să nu reveniți. A fost bine, eu primit bine. Statul român de altfel încearcă să organizeze aceste tabere tocmai pentru a vă încuraja pe dumneavoastră și a vă încuraja să cunoașteți și țara și pentru a vă oferi aceste momente de relaxare după eforturile pe care dumneavoastră le depuneți în cadrul acestei universități și pentru oarecare un gest de cum se spune, nu e o recompensă, ci mai mult un gest de apreciere pentru faptul că ați ales acest drum și faptul că învățați limba română. Noi ne bucurăm tare mult, așa cum am spus. Și da, vă felicităm pe toți pentru că faceți un special și pe profesori care vă îndrumă. Domnișoara Tânățean. Vroiam să afirm că când am fost la Sulina, tocmai m-am gândit la acest lucru, că mulți, deci când ne făceam cunoștință cu alți studenți din alte țări, mulți nu știau limba română și asta, din păcate, nu aveam cum să comunicăm. Din alte și... țări, da? Din alte țări. Tot de nici, în programul ar. Nu era vorba din Macedonia sau care? Eu am fost pe parcursul mai mulți ale Macedonia, Ungaria, deci vreau să făceam cunoștință în grup mai total, când eram pe afară, jucam basket. Și vreau să facem cunoștință și nu puteam să-i spunem, în limba română vorbeam și nu ne răspundeau, nu știau ce să zic. Nu, e o problemă care... Ei, bănuiesc că era o situație mai... izolată, așa. Sunt în cursurile acestea, domnule secretar de stat, sunt studenți care n-au văzut niciodată România. Deci, dacă pe viitor s-ar contura, eu știu așa, niște excursii, în orice caz, măcar să reprezentăm țara cât de cât, așa, niște bucățele, dar să cunoască că
numai din ce le spus. De asta le drum spre Smerina se merge cu autocarul, nu? Cu autocarul, da. Și sunt 500-600 de kilometri, trecerea Dunării cu Bacul. Sunt convins că în acest an, doamna consul, prin intermediul doamnei consul, veți avea acces la acest program TAR și veți putea cât mai mult să mergeți în tabere. Și în acest fel, această probleme practic va fi rezolvată. Pentru comunicarea aceasta în spațiu românesc, comunicarea, deci în limba română deja e ajuns să dispară și accentul și pronunția să fie corectă. Deci, profesorul e de scos de limba la nivel. Vreau să remarc că tinerii studenți colaborează foarte bine cu societatea Junimea. De fapt, anul trecut, un grup de 50 de tineri din regiunea Cernăuți au plecat în tabără. Cred că jumătate erau studenții de la Cateva de limba română. 25 sau 26, cam așa. De jumătate 26, din cei care 26, sunt înscriși la studii aici, au plecat la Manare. Iar domnul președinte al Ligii Junimea, care și el este absolvent al Universității din Cernăuți, Catedra de Limbă și Literatură Română, îi îndrumă foarte bine. Și încurajăm o asemenea inițiativă a Ligii Junimea, pentru că cunoaște foarte bine situația, condițiile și perspectivele dezvoltării și al parcursului european al unui tânăr din Cernăuți. Eu, de altfel, vreau să vă încurajez să știți prea bine că funcționează asociații românești în această comunitate istorică. Nu ar fi lipsit de interes dacă și din partea studenților s-ar forma astfel de asociații. La urmă, urmei, reprezentați viitorul acestei comunități și vă încurajez să faceți acest lucru, să înființați o asociație și, în acest fel, să începeți să lucrați pentru păstrarea culturii și tradițiilor românești și promovarea limbii române, mai ales că acesta este și obiectul meu de activitate. Schimbul de generații. Schimbul de generații. Va trebui la un moment dat să preluați ștafeta și trebuie să fiți pregătiți pentru acest lucru. Vă încurajez să, sub îndrumarea, desigur, a profesorilor care vă vor acorda sprijinul necesar, să înființați astfel de asociații ale studenților vorbitori de limbă română. Poate uitați această idee care se naște astăzi pentru viitorul dumneavoastră. Vă, în acest fel vă veți putea apăra interesele mult mai bine, pentru că vă cunoașteți problemele mult mai bine și vă veți putea promova pe care doriți să le faceți. Sunt convins că, acum mă scuzați, doamna consul, sunt convins că într-un cadru mai relaxat și lipsit de emoție, aceste minți luminate ale acestei catedre vor reuși să pună pe hârtie niște proiecte interesante. Noi vă așteptăm la departament cu aceste proiecte. Chiar despre acest lucru vreau să subliniez că sunt inițiative care vin din acest mediu academic. Doamna profesoară a depus un proiect. Prin societate Eminescu, că universitatea, deci catedra e instituție de stat și instituție de stat. Pentru care sugestia domnului secretar de stat este foarte bună. O conferință filologia română la etapa contemporană, deci probleme de filologie română la etapa contemporană. Așa, clar lucru cu reprezentanții din țară. Deci foarte mulți profesori vor să vină și suntem la două ediții. Prima ediție a fost extraordinară, deci au venit și din Serbia și din Germania și am depus acest proiect pentru că e și legat de, asta nu e de fapt legat, dar în orice caz ar fi împlinit 75 de ani și așa aici e o tradiție în universitate, deci se organizează o conferință.